După cele două cutremure de 7,3 și 7,9 grade pe scara Richter care au zguduit Nepalul în primăvară, milioane de oameni au rămas pe drumuri, fără hrană și apă. Mai mulți elevi și profesori de la Liceul Tehnologic Henri-Coan de Buzău au hotărât să vină în sprijinul acestora. Ei au donat astăzi bani, fiecare după posibilități, în cadrul acțiunii umanitare Solidar pentru Nepal. S-au produs pagube destul de mari, mulți oameni rămânând practic fără nimic. De aceea noi, astăzi aici, ne-am organizat, am vrut să nu rămânem indiferenți acestei situații, pentru că ne-am marcat într-un fel sau altul. Și am vrut să ajutăm, cât de puțin. Sincer, da, mai ales pozele care le-am văzut, e un caz nefericit. Am încercat să punem stop indiferenței și să ne implicăm. Am mobilizat, cum ați observat, un grup de elevi și mă bucur că au demonstrat că există iubire, mai există valori, devotament și, după cum ați observat și dumneavoastră, chiar putem să facem lucruri mărețe într-un timp scurt și cu puține cuvințele. Chiar dacă suma strânsă este una modică, gestul este unul demn de luat în seamă. O picătură în ocean probabil că o să conteze. Știm că ajutăm și noi un copil, măcar dacă ajutăm cu cât am donat, este ceva. Mi-amintesc că eram de vârsta lor când a fost cutremurul din 1977. Crucea Roșie Română a lansat un apel umanitar de urgență în sprijinul victimelor cutremurului din Nepal. Până acum, la nivel național, au fost strânși 35.000 de euro, bani care vor intra în conturile Federației Române de Cruce Roșie. Un exemplu viu, după cum ați văzut, o lecție pentru toată lumea. E un lucru nemaipomenit să pese de cel aflat în suferință. Așa cum spuneam, pe la sfârșitul lui iunie se vor vira acei bani în jur de 35.000 de euro s-au strâns la Crucea Roșie Română. În data de 25 aprilie, un cutremur de magnitudine 7,9 pe scara Richter s-a produs la o adâncime de 10 km, foarte aproape de capitala statului Nepal, Kathmandu, iar pagubele au fost uriașe.